Vin pentru a doua oară și cred că din 2011 până acum chiar am greșit că nu am venit mai des. Dar sunt hotărâtă să repet experiența. De altfel m-am și înscris pentru luna martie, din nou. V-ați înscris deja. Da. Da. Ce v-a determinat să veniți din nou la Herghelia? Cred că este cel mai bun lucru pe care puteam să-l fac și pe care multă lume ar putea să-l facă pentru această perioadă în care, în loc să stăm foarte aproape de casă, beneficiem aici de un loc minunat, în mijlocul naturii, de tratamente naturale, de supraveghere medicală, de o atmosferă extrem de plăcută și o relație extraordinar de bună cu personalul, și asta se răsfrânge, bineînțeles, și asupra celor care sunt ca și mine veniți aici să se bucure de ofertă. Deci, și bineînțeles, de a experimenta un mod de viață care este foarte sănătos și care pe termen lung nu poate decât să ne aducă beneficii în contextul în care viața devine mai frumoasă, mai simplă. Nu, nici nu știu, nu găsesc cuvintele potrivite. Multă lume se confruntă cu teama în perioada aceasta în care vedem că sunt atâtea îmbolnăviri. Nu v-a fost teamă să veniți? Să știți că teama scade imunitatea. Eu m-am ferit să fiu dominată de teamă. Consider că este și aceasta un moment al vieții noastre și este o provocare. Cred că trebuie să ne luăm măsuri de precauție, dar nu cred că trebuie să fim dominați de teamă. Și venind aici, mi s-a confirmat că, într-adevăr, sunt luate o serie de măsuri generale care sunt impuse de legislație, evident. Și mai mult decât atât, am constatat că anumite proceduri au fost introduse acum, special pentru această perioadă, pentru a ne ajuta să fim mai puternici, să ne crească imunitatea. Înțeleg că ați avut o experiență pozitivă și de data aceasta. Cum Absolut. ați simțit față de data trecută? Ce a fost diferit? Cred că am venit cu o și mai mare deschidere decât data trecută. Data trecută, probabil că eram și într-un moment al vieții în care eram, să zic, mai fragilă din anumite puncte de vedere și mi-a fost mai greu să mă integrez în colectiv. Dar de data asta cunoșteam lucrurile către care veneam și am beneficiat și de o serie cu oameni foarte deschiși, zâmbitori, dispuși să îți ofere ceva, cu un gând frumos, un ajutor dacă este nevoie. Și în felul ăsta noi ne-am simțit pentru o perioadă alături de personal ca într-o mare familie. Deci consider că este o experiență absolut pozitivă din toate punctele de vedere și o recomand. De altfel, am și recomandat-o unei prietene care, uitați, s-a înscris și ea pentru luna martie.